Despre Părintele Teofil, mi-este greu să vorbesc, pentru că am stat 17 ani împreună și nu știu de unde să încep și unde să mă opresc. Sunt foarte multe de spus și persoana Părintelui Teofil este foarte apropiată de sufletul nostru și de sufletul dumneavoastră. Nu sunt decât 3 ani de când a plecat dintre noi, aproape 3 ani. El a venit în această lume prin darul Maicii Domnului. Mama sa voia să facă avort, dar în timp ce se lupta cu gândurile, și nu numai că se lupta cu gândurile, mi-a povestit că încerca fel de fel de metode pentru a scăpa de sarcină, a auzit în sufletul său, nu a auzit o voce, a auzit în sufletul său un glas care i-a spus să nu faci aceasta din icoana Maicii Domnului. Și atunci s-a oprit de la gândul ucigaș și a născut un băiețel care i-a pus numele Gheorghe, 7 martie 1959, și acest băiețel de mic din familia sa a avut înclinație către cele sfinte. L-a avut icoană a desăvârșirii pe tatăl său, Părintele Galantion, Gheorghe Lefter, care în tinerețea sa a vrut să se facă călugăr. Nu s-a mai făcut la tinerețe, dar a trăit în familie ca un monah. Se scula la mesul nopții, făcea metanii, citea la psaltirii acasă, în fiecare noapte, se ducea la biserică, mergeam cu Părintele Teofil de multe ori la casa lui părintească și înainte de a intra în casă, se oprea Părintele la ușă și spunea o rugăciune ca și cum intra într-o biserică. Și îmi zicea să știi că în casa aceasta multe rugăciuni s-au făcut. Tatăl său a fost un exemplu de corectitudine, de evlavie, de dragoste de Dumnezeu, prin simplitatea vieții sale, a reușit să-i imprime în sufletul Părintelui Teofil râvna către cele sfinte. La momentul potrivit, Părintele l-a cunoscut pe Părintele Ioanichie Băla. Predicile acestuia l-au făcut să intre în Mănăstirea Bistrița. Persoana Părintelui Ioanichie și râvna sa ferbinte l-a făcut pe Părintele Teofil să lase lumea. El se gândea să mai stea câte puțin, să mai așa, dar într-o zi Părintele Ioanichie a spus: Gheorghiță, hei, gata, măi, la mănăstirii stă. Și n-a mai plecat. Ce-a mai avut ce face? Dacă Părintele era atât de hotărât în cuvânt și l-a câștigat pentru Hristos și pe Părintele Teofil. El a stat mai mulțișor în lume, a și lucrat în lume Părintele, a făcut și armata, a intrat în mănăstire cam pe la 20 ceva de ani, 25 de ani și a făcut ucenicie lângă poala, cum se spune, lângă poala Părintelui Ioanichie. Acesta și cu Părintele Justin i-au fost călăuze pentru viața monahală, dar mai ales l-au format pentru viața de misiune. Nici la 3 ani de mănăstire, 3 ani nu avea de mănăstire, Părintele Teofil era deja duhovnic în chilia de la Bistrița,
El deja primea oameni, Părintele Iustin, Părintele Ionichii, trimitea, mergeți, măi, mergeți acolo, măi. Este un duhovnic tânăr, mergeți, măi. Ca oameni duhovnicești, aceștia l-au pregătit și l-au așezat pe Părintele Teofil pe această vale ca un continuator a ceea ce a fost la Mănăstirea Bistrița, școala duhovnicească de la Bistrița, pentru că în 90 Părintele Ioanichie s-a reîntors în Sestria, Părintele Iustin a mers la Secu, apoi s-a dus la Petru Vodă. Și aici, pe această vale, a rămas Părintele Teofil ca să continue ceea ce a primit și a învățat lângă Părintele Ioanichie și a continuat, să știți. În primul rând, cum am spus, a fost în fața familiei și a mers cu timp și fără timp în casele familiilor creștine, la cununii, la botezuri, știți foarte bine, deși nu erau permise în mănăstire, Părintele mai făcea din când în când pogorământ, nu că ar fi fost nevoie de ceva, ci pentru a crea o legătură și pentru a face o punte între viața monahală și viața familială. Avea un dar deosebit, Părintele Teofil, acela de a apropia tineri, de a uni familii. Și prin binecuvântarea sa, multe familii s-au unit, au fost dăruiți de Dumnezeu cu prunci. Cunosc 5 copii cu numele de Teofil, ale căror mame nu puteau naște și care au născut prin rugăciunea și cu binecuvântarea Părintelui Teofil. Și ei au pus la pruncii lor numele Teofil ca o amintire a binecuvântării dată de Părintele. Mi-aduc aminte că odată primise o scrisoare. Eram în curtea mănăstirii de la Zalău. Fusese un autocar cu credincioși și o persoană a luat o binecuvântare ca să rămână însărcinată. I-a spus câteva vorbe că nu poate avea copii. Și acum primise scrisoare de mulțumire. N-a știut de unde este, a deschis-o, eu eram lângă dânsă, mi-am aruncat și o privire, că eram mai curios să văd și eu ce este pe acolo. Am citit-o pe jumătate și când am văzut că mă uit și eu, bineînțeles că a închis-o și nu ne-a mai arătat-o. Dar am văzut ce era de văzut. Acea familie îi mulțumea Părintele Teofil, chiar de la Zalău eram, că au dobândit prunc prin rugăciunea și binecuvântarea sa. Avea acest dar de la Dumnezeu și îl dăruia celor care cu adevărat și cu inimă sinceră doreau acest lucru. Părintele a fost un apropiat al familiei și nu numai un apropiat. Reușea prin darul lui Dumnezeu ca familiile dezbinate să se unească. Nu știu cum făcea, dar e împăcat. Nu știu. Rugăciunea, binecuvântarea, sfatul, personalitatea sa. Două daruri am văzut pe lângă celelalte, deosebite. Darul de a binecuvânta mamele care nu pot naște prunci și darul de a uni familie. Întotdeauna avea în fața sa chipul familiei sale. Părintele a avut o deosebită evlavie către mama sa, dar și către tatăl său, Părintele Galaction. Vă spun, nu am întâlnit un călugăr mai călugăr ca Părintele Galaction, ca tatăl Părintele Galaction. Smerit la locul său, de nevoință extraordinară. Veneam de la seminar și mă întâlnea pe cale, vai, Părinte, aseară am făcut 200 de metanii să vin mai repede acasă. Să mă spovedești, vai, Părinte, și eu nu știam cum să mai stau mai mult, să mai duc și eu pe la mănăstiri și mă tale cu rugăciunea m-ai adus acasă. Și am făcut 200 de metanii, Părinte, la Maica Domnului, să vii să mă spovedești, mă tale, ei, vezi, Părinte, nu știam de ce am venit așa din vreme acasă.
Nu știam. Știți? Era așa, vorbea cu Maica Domnului, cum a vorbit unul către altul. Așa era de apropiat Părintele de Alăption. Simplu și cu o evlavie deosebită. Maica Domnului, dacă mă ajut să bat cuiul ăsta, 200 de metanii fac. Și știți că le făcea? Prima dată am avut chilia lângă dânsul. Și eu eram cu ascultare la bucătărie, el era... Nu avea ascultare la bucătărie, era la viața de obște. Și veneam obosit mai târziu și Părintele, dup. Când să mă culc și eu, când să adorm, dup. Măi, ce faci, omul ăsta, măi? El făcea metan. Făcea metan, sute de metani. Pomenea în fiecare zi peste 500 de nume și făcea la fiecare câte o închinăciune. Doamne, odinește pe vasele. Zic, dar cine mai e? Cine Părinte Galaction, toate numele astea? Toți care am cunoscut din sat. Pe care cunoște din sat, făcea câte o închinăciune. Doamne, ajută pe vasele, cu închinăciune. Doamne, ajută pe Maria, cu închinăciune. Doamne. Și le făcea cu o sârguință și cu evlavie din ai văzut. Bineînțeles că avea încercări. Aia am fost duhovnic și știu, îl trăgea diavolul de picioare, să știți. Îl trândea jos câteodată. Aveau fel de fel de încercări. Deci lupte cu diavolul direct. Dar nu se lăsa. Psaltirea Doamnei Iisuse și metanie. Acesta a fost câteva cuvinte Tatăl Părintele Teofil. Părintele, cum am spus, am văzut la el aceste două daruri deosebite. Și le-ați cunoscut și frățile voastre și cred că confirmați lucrul acesta, apărător al familiei și unificator al familiei și iubitor al copiilor, iubitor al pruncilor. Niciodată când era vorba de ajutor pentru un copil sau de... Când era vorba de Crăciun, cum se obișnuia să se cânte colindele la noi, și să vină copiii, niciodată Părintele nu se dădea înapoi când era vorba de copii și de a ajuta copiii. Întotdeauna spunea, zice, dacă ne ajută Dumnezeu să terminăm această biserică, și nu mi-a spus odată, de mai multe ori, de mai foarte multe ori mi-a spus în ceasurile de taine că vorbeam, măi, Siloane, trebuie să facem ceva pentru copii, să facem ceva pentru mari. Vă spun, în fața lui Dumnezeu, am epitrahilul pe grumaz, mi-a spus-o de multe ori, chiar făcuse cu mâna sa un proiect, aici facem o căsuță, așa, aici școală, măi, să avem și noi școală creștină. Și îl vedeam că suferea când nu avem lucrurile acestea, să știți. Părintele Teofil suferea că nu se face și pentru educația creștină, educația copiilor ceva. Și n-am mai apucat să facă lucrul acesta. Eu sunt martor a ceea ce a spus el și vă spun și dumneavoastră și trebuie să duc mai departe ceea ce a spus el. De aceea am mers la Părintele Iustin după plecarea la cele veșnice a Părintelui Teofil și am luat binecuvântare pentru a face asociația, am ființat asociația Mama Olga, aici în Piatra Neamț și Bacău, pentru că am spus așa, părinții au plecat, noi am rămas și dacă am rămas, nu trebuie să ne oprim aici. Trebuie să ducem ceea ce ne-am lăsat ei. Bineînțeles, Părintele Iustin, mare bucurie m-a binecuvântat din primă. Fă, măi, scrie, măi, fă, măi, asociație, măi, nu te opri, măi, scrie. Părinte Iustin, dar nu mai vine să mai scriu, cu uite și-am pățit, nu mai trebuie. Scrie acolo, măi. M-a binecuvântat și pentru asociație Mama Olga, și pentru scris, și pentru tot ce parcă de la Dumnezeu, văzut că aceea s-a îmbolnăvit și nu mai puteai să te duci cu alte feluri la Părintele. Așa a fost rânduială de la Dumnezeu. Și uitați că s-a înființat aici, în Piatra Neamț, această asociație și Bacău. Sunt 8 familii, 4 copii care s-au născut salvați de la avort, cu ajutor de la Dumnezeu, ajutor de la dumneavoastră.
încercăm să ducem mai departe ceea ce ne-au lăsat acești părinți. Mâine, păi mâine vom pleca și noi, vor veni alții. Dar trebuie să facem ceva, pentru că ne-am folosit de rugăciunile acestor părinți, ne-am folosit de viața lor, le-am luat din timpul lor, le-am răpit din timpul lor, la fiecare, și la părintele Cleopa, și la părintele Ioanichie, și la părintele Ofil, puteau să se roage, puteau să facă altceva în timpul celălalt. Ne-am dus la ei cu necazurile noastre. Au suferit alături de noi, au plâns pentru noi. S-au rugat pentru noi. Să știți, părintele Teofil venea când slujeam la proscomedie și întotdeauna spunea, scoate părticică pentru cutare, uite, e bolnav, e în examen, e în călătorie, e cutare. Avea o memorie și întotdeauna, să știți că se ruga, deci nu dădea la o parte ceea ce cerea credincioșii. Se implica în viața credincioșilor, cu tot sufletul. Trăia necazuri, trăia și bucuria familiei și a credincioșilor. Și iată că ei privesc la noi, acum de la Dumnezeu, și așteaptă ca noi nu să dormim. Să împlinim ceea ce a spus Părintele Ioanichie. Treziți-vă români, până nu e prea târziu. Amin. Amin. Acum, dacă mai sunt întrebări sau așa, mai avem la dispoziție timp. Deci, ori le scriți, ori ridicați în picioare. Deci, avem posibilitate, de aceasta se fac conferințe, ca să putem să mai discutăm și alte probleme, în afară de cele ale temei. De ce se numește Asociația Mama Olga? Da. De ce se numește Mama Olga? În perioada interbelică din cele două războaie mondiale, la mănăstirea Bistrița Vâlcea a trăit o monahie cu numele Olga Gologan. Ea a venit de din București, la îndemnul unei mătuși ale sale, care au făcut acolo un orfelinat, au avut un orfelinat în Bacău, în București, în timpul primului război mondial, apoi s-au mutat la mănăstirea Bistrița, s-au făcut călugărițe, mătușa, Epiharia, o chema pe mătușa Maicii Olga, și această mătușă le-a luat în grijă așa, pe aceste două nepoate, Olga și erau două nepoate, Olga și Teodosia, și a spus că dorește să slujească lui Hristos prin creșterea copiilor orfani. Erau foarte mulți orfani în perioada aceea după război, între două războaie mondiale, erau mulți orfani. Copiii erau aduși la partea mănăstirii și lăsați acolo. Și atunci au primit de la biserică mănăstirea Bistrița, Olteană. Era o este și acum o mănăstire foarte mare, cu multe clădiri. Și acolo a înființat un orfelinat, apoi a făcut școală primară, gimnazială, liceu. Unele maici au mers și la facultate. Unul din cei ajutați de Mama Olga a fost metropolitul Bartolomeu Anania. Mama Olga, așa era numită de copii orfani, ea era, de fapt, monahie, nu era mamă, era mama, mama Olga era numită de copii. Pentru că ei nu aveau alte mame și ea strigau la dânsa, Mama Olga, Mama Olga. Și eu, căutând date istorice despre suferințele maicilor, am ajuns și la mănăstirea Bistrița Vâlcea. Și am mers acolo, am căutat o maică care știam că a cunoscut situația mănăstirii Bistrița din perioada
greu încercată de comunism. Nu era acolo Maica Florentia Bârdan, ea se numește, și a spus că este la Bolovraci, a mers după aceea la Bolovraci, de la Bolovraci nu era la Bolovraci, am găsit un Târgu Jiu. La Târgu Jiu caut un apartament, am găsit un apartament și atunci eram cu reportofon, am înregistrat-o, am și acum înregistrarea, după care Maica Florentia mi-a spus, zice, 3 ani de zile am, de când mă rog la Dumnezeu să vină cineva să spun despre mama Olga. Mulțumesc lui Dumnezeu că ați venit și cred că veți reuși să scrieți și cartea și să duceți mai departe ce a făcut această maică. Și astfel a fost prima dată cartea și apoi asociația Mama Olga. Așa, de la numele acestei maici vine și Mama Olga. Ea a fost închisă de comuniști, Mama Olga. În 46 i-au fost luați copiii. Am reușit și am descoperit la arhive numele tuturor copiilor crescuți de maica, de Mama Olga, cu semnăturile. Partidul i-a luat copiii și i-a distribuit în alte părți și pe ea au închis-o câteva luni de pușcărie, a scos-o de mănăstiri, a obligat-o să dea jos haina monahală și a fost dusă într-un târziu. După ce a fost anchetată la Craiova, a fost primită de milă de câțiva creștini, au ținut-o într-o casă. După aceea a murit la mănăstirea Viforâta, de lângă Târgoviște. Și și-a cunoscut sfârșitul dinainte. A știut ziua când moare, s-a îmbrăcat. S-a pus pe pat, a stat la liturghie și a murit. Acesta a fost sfârșitul mamei Olga, despre care, căruia i-am pus numele asociației. Ce părere aveți despre de introducerea manualelor electronice în școli? De ce nu sunt debați părinții dacă sunt de acord cu aceasta? Ce putem face? Eu cred că mai există ședințe cu părinții acum? Multe. Sunteți chemați la ședințe? Copiii, vi se spune înainte? Deci, în timpul acestor ședințe, ar trebui să vă spuneți părerea. Formați o asociație a părinților. O asociație a părinților ca să-și spună drepturile. Mâine, poi mâine, o să vă vină acasă copiii de mână cu Xulescu sau nu mai știu cu cine și o să vă treziți cu alte probleme. Grave, grave. Eu cred că trebuie și o educație a părinților, că unii părinți nu mai sunt părinți. Îngăduie la copii fel de fel de lucruri. Nu mă refer la privare de libertate a copiilor. Copilul trebuie să fie liber, nu trebuie să fie persecutat sau să aibă o constrângere. Dar nici nu trebuie să fie părintele copil și copilul părinte. Să nu inversăm lucrurile. Spuneți-ne un cuvânt despre cardurile de sănătate. Eram sigur că ajungem aici. Despre cardurile de sănătate ne vorbește Sfânta Scriptură, Noul Testament. Mai precis, Epistola 1 către Sfântul Ioan Evanghelistul, capitolul 2, versetul 18, spune așa: copii, este ceasul de pe urmă și pe cum ați auzit că vine Antichrist, iar acum mulți anticriști s-au arătat, de aici cunoaștem noi că este ceasul de pe urmă.
La capitolul 4 din Epistola 1 a Sfântului Ioan Evanghelistul, versetul 3 spune așa: și orice Duh care nu mărturisește pe Iisus Hristos nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Antichrist, despre care ți-a auzit că vine și acum este chiar în lume. Aceste două versete lămuresc problema noastră cu carne. Vedeți, Sfântul Ioan Evanghelistul spune că Antichrist este chiar în lume. Atunci era chiar în lume. Deci nu a venit acum prin carne. Atunci era în lume. Deci nu este o noutate venirea lui Antichrist. Lucrul acesta i-a preocupat și pe primii creștini. Nu numai pe noi. Dar nu transformăm din lucrurile acestea materiale. Nu amestecăm lucrurile materiale cu lucrurile duhovnicești. Dacă ar sta satana într-o păcată de hârtie, știți ce simplu ar fi? Extraordinar. L-ai aruncat și ai scăpat de diavol. Ce simplu? Scăpăm de satana atât de ușor. Foarte ușor. Dar nu pleacă, el nu pleacă, că el lucrează aici, la inimă. Și aici. Ce facem acolo? Ați ascultat apostolul de duminică? Apostolul care s-a citit duminică la Sfânta Biserică. Ce a spus apostolul Pavel? Altădată erați în întuneric, fii ai întunericului. Sunteți fii ai luminii. Și spune ce înseamnă fii ai luminii. Fără mânie, fără iuțime, nemințindu-se unul pe altul, neumblând în pofte de rușine. E? Asta e chipul creștinului. Asta este chipul ortodoxului. Să nu se mintă unul pe altul. Dar unde sunt mai multe minciuni? Dar unde e mai multă răutate? Și iuțime, și mânie, și cleveteală. Nu între creștini? Mi-e frică de patimele acestea, subțiri, și apoi vin și celelalte, grele, grele, nu le pomenim. Eu cred că aceasta este problema. Nu este o problemă gardul de sănătate. Și am înțeles că este și obligatoriu de la anul. Am înțeles că problema cu acea căsuță în care se spune despre donare de organe, cine voiește să doneze organe, trebuie să facă această donație cu acordul, să facă un acord la biroul notarial. Nu te obligă nimeni, nu te amenință nimeni, dacă voiești să dai organe. Pentru că era contradictorie această problemă și chiar este. Deci, din punct de vedere a meu ca preot și ca duhovnic, nu este o problemă. Am discutat și cu alți părinți duhovnicești, am întrebat și eu pe alți părinți, m-a preocupat această întrebare și a spus: părinte, o bucată de materie nu te desparte de Hristos. Eu cred că patimile din tine te despart de Hristos. Ce faci când te împărtășești fără să fii iertat cu prietenul tău? Fără să zici iartă-mă? Fără să vorbești cu El. Cum te împărtășești? Pentru că spune Hristos atât de clar în Sfânta Evanghelie, dacă ai cu cineva ceva, lasă darul tău în fața altarului, du-te și te împacă și apoi adu-ți darul. Și acolo rugăciunile înainte de împărtășare spune, dacă are cineva mânie împotriva ta, nu dacă ai tu, dacă are cumva cineva, du-te și te împacă cu fratele tău. Vedeți, dumneavoastră, ne preocupă cardurile din sănătate, dar am lăsat la o parte esența creștină. Trăirea în Duh. Trăirea duhovnicească. Pentru că eu nu pot să-ți spun ție să nu iei cardul de sănătate. Pentru că nu am cu ce să vin în loc. Tu dacă te îmbolnăvești, vii la mine și spui: părinte, mi-ai spus să nu iau cardul. Eu ce fac? Mâine mă duc la operație. Ce fac?
te operez eu? Poți să-ți dai un paracetamol când te doare capul? Sau aspirină? Ce pot să-ți fac eu? Da, este lăudabil să trăim o viață simplă. Foarte frumos. Dar să renunțăm la tot ce înseamnă această lume cu electronica ei. Fără telefon, fără lumină electrică, fără mașină. Da, se poate trăi, se poate trăi și așa. Dar fără toate acestea. Nu viață simplă și cu jeepul la poartă. Nu se poate, frații mei. Ne mințim pe noi înșine și mințim pe alții. Nu e o cardul de sănătate de a un telefon ultimul apărut, iPhone, nu știu cât mai apărut acum, cu internet 4G și cu nu mai știu ce. Nu se poate. Adică fug de una, dau de alta. Dacă dorim să trăim simplu, trăim simplu. Dar simplu, să știți că se poate. Am văzut oameni care au trăit simplu. Când eram la Pângăraț, poate ați auzit, era părintele Nicodim Grosu la Tarcău, un pusnic, mare părinte, să știți. Nu știu cum dormea, nu știu cum trăia, n-avea lumină. Casa aceea n-avea nici uși, nici geamuri. Nu știu, nu pot imagina cum trăia. Avea o bucurie de nedescris pe fața lui părintele. Poate l-ați cunoscut, părintele Nicodim Grosu. Și nu să credeți cum călugă simplu. Profesor a fost în viața sa, la seminar, la universitate, deci profesor universitar, nu un om oarecare. Dar trăia simplu. Foarte simplu. Ei, dacă se poate, renunțăm la carte, renunțăm la toate acestea și trăim așa simplu și Doamne ajută. Dar nu fac tulburi mințile oamenilor cu cardurile de sănătate. Și eu mă folosesc de tot ce oferă aceste de electronica și de tot ce are veacul acesta. Și trăim simplu și să știți că și eu la Mănăstirea Cozance am prins 2 ani de zile fără lumină electrică. Nu era lumină electrică, nu era aragaz. 2 ani de zile am stat fără aragaz, fără lumină electrică. Veneam de la stână, eram un copil și după ce terminam de dat oile în strungă, trebuia să vin la mănăstire. Mănăstirea o găseai după o candelă. Era o candelă în curte, aprinsă, dar la primul vânt se stângea. Vă dați seama că am trecut de mănăstire și am ajuns în sat. Nu odată, de mai multe ori. Și eu și alții. Asta era. Te întorceai dimineața. Ce se face? Te mai întâlceai și cu vulpea și cu alte orătăni. Dar era frumos, era frumos. E extraordinar. Nu vă pot spune ce îți oferă viața simplă și ce nu poți descrie în cuvinte ce te odihnește viața simplă. Te odihnește extraordinar de mult. Extraordinar de mult te odihnește. Acum și mănăstirea are lumină electrică, are și aragaz cu butelie. Nu era nici aragaz cu butelie, nici lumină electrică. Nu era mai nimic, nici nu vorbim de duș, de Doamne ferește, astea nici nu știa cum arată. Și așa era viața acolo, așa era viața simplă, așa trăiau toți. Na, asta era. Deci dacă dorim să trăim simplu, să trăim cu adevărat simplu. Să renunțăm la tot, nu numai la tot, că așa ne mințim. Care este soarta ortodoxismului în țara noastră dacă e condusă de un evanghelist? Răspunsul vi-l dă Părintele Ioanichie, că am notat aici undeva. O copetenie ateie a unui popor este o pedeapsă a lui Dumnezeu. Asta am spus-o Părintele Ioanichie, că când a ieșit tovarășul Iuliescu de mai multe ori președinte. El de câte ori a ieșit și eu pe mine mă opreau bătrânele prin sat și le spunea, măi, nu-l votați pe Iuliescu, Doamne Părinte, dar el când zâmbește, e așa de bun. Tu
Doamne, dar cum zici, mă, tale așa ceva? E așa de bun și tot timpul zâmbește și când zâmbește, nu mă bune. Da, ce se face? Ce poți face? Și m-a votat. Așa au votat. Eu n-am nimic cu persoana acestui om. Poate este onest, poate este corect. Nu-mi convine că țara mea ortodoxă, cu 80% sau câți mai sunt, este condusă din om care este evanghelist sau nu este nimic. Nu știu ce este. Fi ceva. Poate costa sau ceva. Dar problema este că dacă avem răspundere și nu avem. Pentru că dacă ne-am alege noi reprezentanți pentru conducerea țării, adică să-i votăm din sat, din oraș, să alege noi cel mai bun din cel mai bun, cel mai bun din cel mai bun, să se urce așa, cel mai bun din cel mai bun. Adică județul Neamț, începând cu satele fiecare, satul cu tare și alege o căpetenie. Se adună la nivel de județ, din tot, așa, și din toată țara și alege reprezentanți pentru președinții. Așa da, dar atunci când se pune pe tavă niște oameni care, nu știu cine o ales acolo, o ales și tu trebuie să-i alegi de parte. De fapt, dar ei să alegi, știi? Îi alegi, dar să alegi. Cam așa, știți? Deci, este o răspundere, e o pedeapsă lui Dumnezeu pentru noi că nu suntem cum trebuie. Da, râd păgânii din noi. Râsul păgânilor am ajuns. Iată, ortodoși conduși de păgânii. Râd din noi. Nu ar fi permis grecii, nu că fac apologie poporului grec, nu cred că ar fi permis așa ceva la greci. Nu cred că ar fi permis. La noi este lovit ortodoxia atât de mult, cum, nu știu, ne-am învățat să ne vorbim de rău episcopii, preoți, sinodul, domnule, ca nimeni altul. Atât de rău ne vorbim și pe ăștia mari și preoți și Doamne, nu există discuții între doi oameni să nu spună ceva de preot, să nu spună ceva de patriar, să nu spună ceva de episcop. Toți suntem judecători, toți suntem atot știutori, toți ne dăm cu părere acum. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Sunt mai mari noștri, sunt dați de Dumnezeu și pentru păcatele noastre și când arătăm cu degetul spre ei, arătăm cu degetul și spre noi. Că dintre noi au ieșit, nu din altă parte. Dintre noi s-au născut. Cum se mai poate insufla astăzi copiii Duhului lui Hristos? Cum se mai poate educa și păstra în credință când societatea și valorile lumii de azi nu fac altceva decât să-i îndrepte spre libertinaj și viața trăită doar pentru plăcerea și confortul personal? Ce am spus despre Părintele Cleopa și Părintele Ioanichi. Icoana familiei. Dumneavoastră. Sunteți o icoană pentru copii. Viața dumneavoastră. Trăirea dumneavoastră. Cum vă rugați, cum vă purtați, cum vă închinați, cum vorbiți. Copilul, tot copii. Dacă dumneavoastră nu aveți o purtare cuvincioasă în familie, vă certați cu soțul sau cu soția, vorbiți urât, nu vă rugați, stați nopțile la televizor, nu credeți copilul dacă doarme el nu știe ce faceți? Nu credeți. Știi foarte bine ce faceți, foarte bine. Și de multe ori patimile părintești se transmit la copii nevăzut. Lasă că nu mai vine copilul acum. Nu ne aude acum, vorbim numai noi și dă-i înjurături și toate cele. Nu, nu, nu. Copilul copiii totul. Totul copii. El este o foaie de hârtie pe care scrie. Primul rând îl scriu părinții. Primul rând, apoi profesorii, doctorii, duhovnic, preot. Copilul este o foaie de hârtie pe care scrie câte cineva ceva. De aceea, prin viața dumneavoastră le puteți însufla copiilor ceea ce trebuie. Și bineînțeles, dacă se poate, să facem un liceu ortodox, nu știu, să facem o grădiniță ortodoxă. Bacalaureatul e plin de grădiniți și de școli catolice. Plin. Plin. Noi nu avem. Ne-am axat să construim biserici. Foarte bine. Era nevoie de Sfinte Biserici. Este nevoie și de Catedrala Mântuirii Neamului, că atâta să mai faci, atâta vâlbă pe tema asta, de numai numai. Dar ce, domnule, tăti neamurile astea au și noi să nu avem, românul să nu aibă. De ce să nu avem?
Dar vă pune cineva mâna în buzunar, vă, ce atâta, dacă s-a atâția, cum zice Părintele Ioanichie, antihriști, măi, antihriști, măi, împotrivă. De ce să nu se facă? Românul să n-aibă, lasă să te iei cu nasul în țărână, nică român. Românul să plece, domnule, din România. El să plece, să plece, să plece. Asta ne se toacă la cap. Să plecăm, să plecăm, să plecăm, să plecăm, să plecăm. Nu cumva să caută locuirea noastră, că e prea frumoasă țara pentru noi? De ce să plecăm, domnule? De ce să plecăm? Dacă aici ne-am născut, ai și mama, ai și tata, ai străbunicul, răzbunicul, ai și țărâna asta. O muri pentru asta. Și-o dat viața. O stat nemâncat, o stat bătut, o stat în temniță, s-o chinuit. Vântăți. S-au vândut în Botoșan hectare de pământ cu 2 milioane, frate. Am văzut? 2 milioane. Într-o comună din Botoșan, nu-i dau numele, sunt american, care are 7.000 de hectare cumpărate, teren de cea mai bună calitate. Un olandez are 12.000 de hectare. Cele mai bune terenuri din Botoșan, ne rămâi trăsnit. Compact, teren luat, compact, graj, tot, drum, tot, cumpărat, tot. Este complet. Nu vă puteți imagina ce se întâmplă. Nu vă puteți imagina. Nu vă puteți imagina. Ce rugăciuni și cum să ne rugăm să se refacă obștul de la Pângărață. Da, acolo este obștul fraților. Care obștul să se refacă? Este obștul. Suntem în relații bune și cu Părintele Stare. Mănăstirea se face Sfânta Liturghiei. Dacă se face Sfânta Liturghie, fraților, nu stăm și cârtim. Slavă ție, Doamne! Asta a fost scopul acelei biserici. Să fie plină. Este plină? Păi n-am făcut-o să o luăm cu noi. Oricum plecăm din lumea asta. Nu rămâne, nu-i și a noastră. Nu, plecăm de aici. Este mănăstirea plină? Slavă ție, Doamne! Ne bucurăm că ea și-a împlinit scopul. Părinte Ofil Țaraua așa zice, măi, părinte, hai să mai dăm 5 metri mai încolo. Eu, doi, părintele, hai, mai, prea mult, mai, hai, trei, pasul. Hai, trei, am dat 5. Hai, părinte, încă un metru. Că acolo era o groapă, acolo zice, aici ne oprim, nu mai mergem. Și așa ne-am oprit, că mai mergem vă 2 metri la Pângăraș cu biserica. Că ne-am dus noi odată la Bucurerea Duhului Sfânt și el o constatat, zice, ba, s-o umplu biserica. Prea mică. Și de asta am mai făcut și balcoane pe acolo, ce s-a mai făcut. Slavă ție, Doamne, că este plină, sunt părinți care slujesc, sunt părinți care spovedesc. Deci, slavă Domnului! Cine dorește ca biserica vie construită de Părintele Teofil să se dărâme? Da. Nu știu dacă dorește cineva. Dacă este cineva care dorește, nu să-i ajută Dumnezeu în ceea ce dorește. Deci tot ceea ce s-au ridicat împotriva bisericii vii, absolut tot ceea ce s-au ridicat împotriva bisericii vii, din toate timpurile, au terminat foarte urât. Foarte urât. Unii s-au sinucis, unii au murit de diferite boli. Era un securist la Mănăstirea Bistrița și murise foarte urât. Foarte urât și era un plâns de câțiva. Deci tot ceea ce se ridică împotriva bisericii adevărate și adevărului, biserica vie ce înseamnă? Biserica adevărului, de fapt, înseamnă. Părintele Teofil Săracu, el mereu spunea să fim biserică vie. Adică să nu fim niște adorniți. Niște oameni verticali care ne spun cuvântul, care suntem activi, unde suntem, ne spunem părerea și dacă este cineva care dorește ca să lupte împotriva adevărului, toți care s-au ridicat împotriva adevărului au sfârșit foarte urât. N-au decât să se lupte, dar se luptă fără de succes. Când pune preotul Sfântul Trup în Sfântul Potir acolo, zice așa, Iisus Hristos Biruitor.
Iisus Hristos biruiește. Deci Iisus Hristos biruiește și totdeauna va birui pe toți, pe care, în diferite căi, prin diferite mijloace, acum nu mai sunt mijloace de acestea informative care cu înregistrări și cu țânul mai moderne, care nici eu nu le știu și chiar nici nu vreau să le învăț. Și treaba dânșilor, dacă au aceste preocupări, este loc în iad și pentru dânșii, dacă nu se pocăiesc, nicio problemă. Și ne rugăm la Dumnezeu ca să nu fie împotriva Bisericii vii cineva. Și să fie cât mai mulți pentru Biserica vie. Dorința Părintelui Teofil a fost ca Biserica vie să fie, să fie creștini care se roagă, care postesc, care apără Ortodoxia. Da. Cred că întrebarea asta cu refacerea obștii la Pângăraț se referă la obștea veche a Mănăstirii Pângăraț, mă gândesc eu. Eu, na. Obștea veche a avut slujirea lui Hristos și, na. Eu cred că ne vom... refacerea obștii vechi va fi în Împărăția lui Dumnezeu, unde nu, mai fi, nu va mai fi nici durere, nici întristare, nici suspin, și nici din ăștia care să luptă, să dărâmi ce e frumos și bun. Întâlniri cu tinerii despre Ortodoxie și educație creștină. Da, sunt parohii care fac întâlniri cu tinerii. În special la spovedanie, să știți, frații mei. Aduceți tinerii la Sfânta Spovedanie. Acolo este altceva, este Harul lui Dumnezeu, este o rugăciune, este o taină. Prima pas să-l facem la spovedanie. Apoi, Sfânta Liturghie. A doilea pas. Spovedania și Sfânta Liturghie. Dacă un tânăr sau o tânără merge la Sfânta Liturghie, se spovedește, este... cum să vă spun? Aproape de Dumnezeu, și va înțelege și celelalte taine ale credinței. Eu vă spun că eram copil și mă duceam cu mama la biserică și nu prea stăteam, mă băgam pe sub mază, pe sub scaune, pe acolo. Nu eram prea stămpărat. Câte urechi el luam, Doamne, Doamne. Mă fugeam afară mama după mine. Și cred că de asta am și urechile mari, că tare mă mai tras de ureche, nu am biserică. Nu stăteam la el totdeauna. Mamă, dar m-am plictisit, mamă, nu înțeleg nimic. Era o dască, moșul, liciu Dumnezeu să-l ierte, Dumitru îl chema. Cânta și el, cum cânta acolo, știi? Și te luam un plictis, Doamne, Doamne. Altă bătrână, când mă vede că mama se luptă cu mine, lasă, nu mai fa, Alexandrie, nu mai... N-ați 5 lei și îmi dădeți 5 lei. Și mai stăteam cu minte 10-20 minute. Iar începem pe sub masă, pe sub scaune, pe sub... iar mama după mine. Nu, chiar am în minte lucrurile astea. Nu, nu. Și după aceea, mama o găsit altă metodă. Taci că îți dă părintele dulceață la urmă. Dacă stai cu minte, dulceață îți dă. Mamă, chiar am dă... Da, uite, acolo are el un băhăruț și vezi când ies, îmi dă dulceață. Am dus eu prima dată, mi s-o vără dulceață, știi? După un moment dat, vin la mamă, mamă, dai apă cu vin cu pâine, mamă, nu-i dulceață, mamă, hai. Mai mă înțelegi data asta. Era dulceață, chiar era Sfânta Părtășane, da. Apoi, după aceea, încetul cu încetul, moșul nici m-a văzut de-a stâmpărat, m-a luat la stradă. Cât vedem eu acolo, m-a învățat crezul și m-a pune să zic crezul. Ei, când am început să spun crezul în biserică, m-a pus el în fața Sfântului Altar, de acum a intervenit Părintele. Părintele ieșea prin Sfintele Uși, parcă-l văd, eu stăteam în genunchi, ziceam crezul acolo, iar mai câștigam un bănuț. Ei, și m-a făcut cu minte. Și am zis, măi, aici e treabă de bănuț, ia să stăm în eu în biserică. De colaj, de dulceață, de bănuț și uite că m-a făcut preot și uite, am crescut frumos, cu bănuț, cu colaj, cu olive.
credeți dumneavoastră? Ei, trebuie să insistăm la copii. Trebuie să insistăm și dacă insistăm și ducem în biserică și la spovedanie, bineînțeles că nu vă pot spune, prima spovedanie o știa tot satul. Noi știam păcatele la toți copiii, unii dintre alții, nu ia niciun problem. Deși ne spovedeam individual, eu n-am prins spovedanie în grup. Am auzit că acum copiii spovedesc în grup. Eu la mine acasă ne spovedeam individual. Chiar de la 6 ani. Dar ne spovedeam tot, știam tot ce ți-o zăstrie, ce ai făcut tu, și tare, tare, știi. Nu știam tot, toate păcatele, problemele, mai... Cum eram? Ca și copii, știi, dar era frumusețea satului, frumusețea satului și structura satului de altă dată. Deci frumusețea copilăriei, nu știu, copiii ăștia săraci trăiesc într-o lume virtuală, nu mai au contactul cu pământul, frații mei. Nu mai au contact cu pământul. Să fie aproape de pământ, să calci pe el așa, să te joci cu pământul. Că tu de acolo ești, din pământ, legătura cu pământul. Copiii, deși ei sărmani, scoteți-i din ghetouri, din cutiile astea, din blocuri, să alerge, să se joace în natură. Omul are nevoie de natură. Nu vedeți că noi tânjim după lucrul acesta, după natură, după... Așa, parcă acolo îți găsești loc. Pleacă lumea la iarbă verde. Nu știe nici pleacă la iarbă verde. Duminica, în timpul Sfintei Liturghii, pleacă la iarbă verde, mulți oameni. Dar în substrat conștiinței, omul acolo se simte bine, nu că mănâncă mici. Natura, întâlnirea cu natura, cu pace, cu cerul, cu... E o legătură între noi și asta. Așa și copilul. Nu-i puneți o tabletă în mână și gata, lasă, stai cu minte. Stai cu minte, pune o tabletă și gata. Sau stai cu minte, n-ați un milion și că lasă-mă în pași săptămâna asta, nu mă mai deranja. Dați 2 milioane, ți-am dat bani. Nu, vorbiți cu ei, stați la masă cu ei, rugați-vă cu ei, copiii împreună. Stați cu ei împreună. Aoleu, aici o scrisoare. Cuviosul Parisiul Aghiorite avea o altă părere în ceea ce privește orice document ce conține cepe. Care curenți conține cifrele 6-6, numărul de aur. Fie că este vorba de card de sănătate, card de identitate sau pașaport. Harul Dumnezeu pleacă de la cel ce îl primește și încetul cu încetul va ajunge să accepte și pe cetea fiind pe frunte sau pe mână. Doi dintre noi, oamenii obișnuiți, nu se pune problema să avem lucruri de lux, mașini, apartamente, etică. Cine nu ia cardul de sănătate, beneficiază de servicii medicale, dar trebuie să și plătească serviciile medicale. Și chiar de nu va fi posibil acest lucru, va avea grijă Dumnezeu de el atât timp cât își păstrează credința. Nu este nicio garanție că se va ține cont de părerea noastră când va fi vorba de donare de organe. Aveți dreptate, Părinte, că trebuie să ne pese de păcatele noastre, să ne rugăm la Dumnezeu să ne ierte, ca să ne putem împărtăși cu Sfântul Trup și Sfântul Sânge al Domnului Iisus, dar nici pe celelalte să le lăsăm. Actele biometrice au fost contestate de toți Sfinții Părinți. Părintele Nicolae din filmul Sarea Pământului. Posibil că le-ați văzut, vă rog să ne dați un răspuns, iertați și binecuvântați. Nu am văzut acest film. Și v-am spus, v-am citit din Sfânta Scriptură, cuvântul Sfântului Ioan Evanghelistul, care spune că Anticrist este chiar în lume. Într-adevăr, Părintele Paisie spune așa, nu contest ceea ce spune Părintele Paisie, nici ce spune Părintele Iustin, dar noi luăm adevăratul creștin e ca o albină. Merge din floare în floare, nu ia numai de la o floare. Și în primul rând, Sfânta Scriptură este cuvântul pe care, după care noi ne luăm. Și dacă să se întreabă acolo, când se dă cardul, spune că e o problemă de credință, dar când se dă cardul de sănătate, nu te întreabă. Ești ortodox, nu ești ortodox, te lepezi de Hristos, nu te lepezi de Hristos. Eu n-am auzit de lucrurile acestea să te întrebe.
Dacă te-ar întreba așa, atunci da, este o problemă de credință. Cadrul de sănătate nu este o problemă de credință, scurt și la obiect. Nu este o problemă de credință. Dar dacă prin mașină dați, scrie 666, nu te mai văd dacă pe o pagină, la o carte, este 666, nu mai citești pagina aceea? Hai să fim serioși. Da, numărul 666 este numărul fiare, pecetea fiară. Dar unde e fiara? Unde este fiara? O pecete este valabilă atât cât împăratul este viu. Știți dumneavoastră, cu Papa Ioan când a murit, i-a stricat inelul acela care avea pecetea. Cât a fost viu, era valabil inelul. La ăsta Papa i-a făcut alt inel. L-a scos pe celălalt, Benedict, i-a făcut alt inel asta cu pecetea. Este validă pecetea atât timp cât este împăratul este în funcțiune. Deci când Anticrist este pus în funcție acolo, el are pecetea sa. Aceștia sunt înainte mergătorii lui Anticrist. Sunt pașcă de Anticrist. Carduri din linie de sănătate, buletinele electronice. Da, sunt pași către Anticrist. Care au început, v-am citit, de la începutul lumii, i-au preocupat pe creștini. Dar nu este repădarea de Hristos. Și nu este o problemă de credință. Și nu toți Sfinții Părinți spun acest lucru. Mai să ne informăm mai bine și să mai cercetăm mai bine. Eu l-am auzit pe Părintele Cleopa că spune, fă o cruce pe El mai și scrie Iisus Hristos. Eu l-am auzit pe Părintele Cleopa, nu e Sfânt Părinte. Că era vorba și atunci tot de buletinele astea, că nu e de acum. A fost problema asta cu buletinele, aha. Și văi de mine, și contesta Părintele Cleopa, n-ai văzut. De ce a spus așa Părintele Cleopa? Că ce, cum să faci cruce peste el? Deci nu este o problemă de credință. Aveți grijă cu răutatea. Faceți un apel călduros către cei care sunt în sala de azi să doneze 2% pentru mama unui. Dar dacă doriți să ajutați care mai sunteți salariați în țara asta și în sala asta, dați doriți să ajutați ceva? Uite, poftim. Ne preocupă cardul din sănătate? Știți că la maternități stau câte 10-20 de mame la avorturi zilnic? Cine răspunde de copiii cei care zic? Ne preocupă cardul din sănătate și mor copiii. Ce a spus Hristos? Să nu ucizi, nu? Să ucid copiii neamul românesc. 22 de milioane de avorturi. Asta nu e un păcat. Nu ne preocupă asta. Nu ne doare asta. Nu e sângele nostru românesc care se varsă acolo. Nu e. E sângele de străin. Copiii care sunt adoptați și duși în străinătate de diferite secte și de diferiți oameni. Nu ne doare lucrul ăsta. Asta ne doare. Nu răspundem de toți cei care sunt uciși acolo și nu facem nimic? Nimic. Nu că sunt voluntar, domnule, să stai acolo, să spui, să oprească. Copiii, fete, prunci stau la rând. În prima zi din postul mare, la Bacău 20 de mame stăteau la rând. În prima zi din postul mare, toate botezate, toate creștinate, toate, cu toate drepturile. Ortodoxe 100%. De asta, păi, vine Anticrist, vine pecetea, vine cipul, vine pentru că păcatele sunt așa de grave. Și cel mai greu păcat a neamului ăsta este uciderea. Deci este uciderea asta de prunci, când ucizi de două ori, îi oprești posibilitatea de a fi botezat și oprești posibilitatea de a vedea lumina acestei lumi. Eu vă spun, nu răspund în fața lui Dumnezeu, dar cel mai greu păcat acesta este. Și sunt diferite păreri. Părinte, ce este să nască? Că sunt niște boschetari de la marginea blocului. Dar dacă între ăștia boschetari este un Părinte Cleopa? Uitați, în calendarul care a fost făcut de noi pe anul 2015, avem fotografii cu copii. Acești copii nu trebuiau să se nască. Uitați-vă, sunt 13 copii. Toți aceștia trebuiau să fie morți. 13 copii. Trebuiau să nu mai fie. O fi, unul, doi boschetari. Dar dacă unul e Mitropolitul Moldovei, deci. Să ai un Părinte Cleopa, poftim. Și mama la Părinte Cleopa, știu că o să fie Părinte Cleopa așa de mare? Fie,
vezi pe dintre ea, nu știu, e săracă. Mama Anica vrea să-l însoare, nu știe cum să-l însoare pentru Cleopă. Pentru Cleopă fuge în păduri. E tot aduce horă pentru Cleopă, iar fuge. E vrea să-l facă flăcău, nu să-l însoare. Nu să se ducă la mănăstire. Da. Deci, trebuie să privim cu seriozitate situația că mergem pe lângă problemele neamului. Mergând la mănăstirea Cozancea, un călugăr bătrân i-a spus că noi femeile să nu ne închinăm la catapeteasma. Da, probabil așa e o influență și în Rusia este o influență de aceasta. Știți care ți-o cu pelerinaj în Rusia? Este un gard, iau mai multe garduri pe acolo, în biserică, au de-a garduri. Icoane multe și multe garduri. Și nu-ți dă voie să te apropii de iconostas. De obicei, în timpul Sfintei Liturghii, nu-i bine să mergem la catapeteasmă, să sărutăm catapeteasma. Sunt două iconostase în spate, care spun iconostasele întârziaților. Deci, ceea ce vedeți în spatele bisericii, icoana Maicii Domnului și a Mântuitorului, nu spuse oarecum acolo. Acelea sunt icoanele întârziaților. Care întârzii la Sfânta Liturghie, să nu se mai ducă mai departe, să se închine la Mântuitorul și la Maica Domnului în spate și să stai acolo. De asta s-au pus icoane în biserică, observați că toate bisericile au Maica Domnului și Mântuitorul departe. Acelea sunt pentru întârziați. Dar în timpul cât nu-i slujba, se poate închina la Cunostase. Părintele Cleopa zicea când era întrebat care e vârsta ideală pentru căsătorie. Fetele la 13 ani, băieții 15 ani, pentru ca să fie curați. Da. Așa era odată. Acum, bineînțeles că sunt minori, nu este voie așa ceva. Nu este admis nici de legile civile. Așa. Ar fi frumos. Mai spunea părintele Cleopa care nu-i curat, să nu-i pui cununia pe cap. Nu știu cine ar mai purta cununia azi pe cap. Adică n-ai avea cui să o pui. Nu știu dacă ai avea cui. Le ține așa de muzeu cununii cele, că nu ai cui să le mai pui pe cap. Nu știu cât îți curați. El așa spune, băi, să nu-i pui cununia pe cap, dacă fata nu-i cinstită, nu-i o pui. Era un preot la Bacău, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Știți că la cununie este spus, Doamne Dumnezeu nostru, cu mărire și cu cinste, încununează pe dânsii. Și care erau cu probleme, el zice, nu mai zice cu cinste. Doamne Dumnezeu nostru, cu mărire, încununează pe dânsii. Și atunci soacra, socru, de acolo, băi, nu-i bun treaba. Știa tot satul, știi? Dar el așa făcea. Dacă unul era cu probleme, fără cinste. Dacă n-ai fost cinstit, ce să cauți acolo? Îți pun un cununia pe cap, dar nu-ți cânta cu cinste. N-ai fost cu cinste. Cum să fii încununat cu cinste? Ești încununat, dar nu e cinstit. Trebuie să facem ascultare de duhovnic și în probleme legate de serviciu. Eu nu știu, duhovnicul nu dă și rețete de farmacie, nu își repară și mașina când se strică, și ghiuveta când știu, să sparge țava, duhovnicul, cred că e așa universal pentru toate. Duhovnicul trebuie întrebat în problemele serioase ale vieții. Când merge într-o călătorie, când ai o boală și Doamne ferește, e așa, ceri rugăciunea. Bineînțeles, dacă îți schimbi serviciu și dacă trebuie întrebat și duhovnicul, nu te poți duci chiar la orice serviciu. De exemplu, nu te poți fi asistent la o doctoriță care face avorturi pe bandă, care într-un cabinet de ei stau unii să omoară oameni. Păi, ești mai cine participă la avorturi, 10 ani nu se împărtășește. Și aceia care mătură pe jos, și aceia și asistenta, chiar aceia de la ușă. Și aceia e pedepsită de Dumnezeu. Pentru că, da, știți, legile civile. La o crimă, nu numai ucigașul intră în temniță. Și tot ceilalți care l-au ajutat de pe lângă, 2, 3, 4 ani, fiecare. Deci nu e așa. Nu poți să te duci la orice serviciu. De asta, sigur, trebuie să întrebi duhovnicul când e vorba de servici. Dar nu chiar în toate nimicurile.
Părinte, vreau să bei un pahar de apă? Da, bei pahar de apă. Și când bei pahar de apă, îl întreb. Dacă nu-i vorba că te-ai certat cu veșina, nu-l mai întrebi. Sau nu-i mai spui. E, și zic, dar eu am avut dreptate, ce să-i spun? Deci trebuie consultat Duhul Omului cu problemele serioase și el se roagă și... Bineînțeles. Aflăm răspunsul. Afară este... Sunt două credincioase care au făcut niște icoane și niște căniți care vor să le vândă și să dea, doneze banii la asociații. Care doriți să cumpărați, găsiți afară. De asemenea și calendare din acestea. Nu știu dacă cred că întrebări nu mai sunt. Eu vă doresc mulți ani, pentru că vine un an nou. Vine sărbătoarea nașterii Domnului. Mă bucur că ne-am revăzut. Mă iertați, poate am greșit în cuvânt, poate nu v-am îndeplinit cât ați fi dorit frățile voastre și nu v-am dat răspuns la toate întrebările frăților voastre. Asta m-a luminat Dumnezeu, asta am spus, în cer iertare dacă n-am împlinit dorințele și dorul fiecăruia, dacă am greșit ceva. De asemenea, cer rugăciunea părinților pe care i-am pomenit, a părintele Cleopa, a părintele Ioaniche și părintele Ofil, că să ne ajute în aceste vremuri tulburi, să ne mântuim cu toți. Amin. La mulți ani! Îi mulțumim, Părintele Siluan, pentru ceea ce ne-a oferit în această seară. E vorba de misiune, e vorba de implicare. Părintele Iustin spunea un pic mai mult că fiecare român care a plecat din țară undeva în Europa are o misiune care va duce în final la recreștinarea Europei. Deci, Lusa vedea latura optimistă a lucrurilor că românii pleacă din Europa. Propunem și rugăm pe Părinte Siluan, dacă vrea să permanentizeze la Biblioteca Județeană Cete Chirileanu, oferim spațiu pentru conferință, putem găsi o ritmicitate la două luni, la trei luni, lunar, dacă e posibil, să pe teme pe care le preferă sau le preferăm noi toți cei care ne-am adunat aici. Vă mulțumim!